Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. Astăzi, meteorologii au emis două avertizări. Așadar, județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare se vor afla sub cod portocaliu de vânt până în această seară la ora 21. Aici vântul va sufla tare, la rafală se pot atinge și depăși chiar viteze de 80-90 de km pe oră, iar până mâine dimineață la ora 3, iată, în Banat, în Crișana, în Maramureș, dar și prin vestul și prin nord-vestul Transilvaniei, instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină. Vântul va sufla cu viteze destul de mari, la rafală se pot depăși 70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor înregistra cantități importante de apă, 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat chiar 40 de litri pe metru pătrat. Multe țări au început să aibă mare grijă de mediul înconjurător, iar cel mai recent exemplu este Irlanda. Guvernul irlandez a anunțat weekendul trecut că va începe punerea în practică a unui plan de acțiune climatică. Acesta are drept țintă neutralitatea Irlandei din punct de vedere al carbonului până în 2050. Un prim obiectiv este plantarea a 440 de milioane de copaci în următorii 20 de ani, adică aproximativ 22 de milioane de copaci pe an. La rândul său, Germania va interzice controversatul erbicid glifosat până în 2023 pentru a proteja populațiile de insecte polenizatoare, dar și oamenii. Mulți specialiști susțin că acest erbicid poate provoca cancer. Într-o primă fază, glifosatul va fi interzis în parcuri urbane și grădini private începând cu anul viitor. Utilizarea erbicidelor și a pesticidelor va fi de asemenea restricționată sau chiar interzisă în zone cu o biodiversitate bogată, precum și de-a lungul râurilor și lacurilor. Austria a devenit primul membru al Uniunii Europene care a interzis glifosatul în luna iulie, iar în Cehia, în Italia și în Olanda au fost implementate restricții. Revenind la noi în țară, ne așteaptă o săptămână de toamnă frumoasă. Așadar, până la finalul săptămânii, vremea va fi bună în cea mai mare parte a țării, apar ceva nori cu o probabilitate mai mare în zona montană, unde vor fi averse și cu totul izolat, tunete și fulgere. Vorbim despre temperaturi foarte plăcute pentru această dată în țara noastră. Până joi, maximele vor tinde spre 30 de grade, iar vineri, sâmbătă, chiar spre 32 de grade în sudul țării. Deocamdată, vă invit să vedem câteva temperaturi și fenomene de mâine din principalele orașe ale țării noastre. Iată că mâine dimineață răcoare va fi doar în Brașov, 10 grade Celsius, însă la amiază apariția soarelui va aduce temperaturi maxime de până la 28 de grade în Craiova. Plimbatul cu barca cu vâsle este o activitate des întâlnită pe lacurile din parcuri. Însă există oameni care fac acest lucru pe mări și oceane pe care chiar le și traversează. Unul dintre aceștia, Alexandru Dumbravă, este astăzi alături de mine în studio. Bine ai venit, Alex! Bine te-am găsit! Mulțumesc de invitație! Cred că primul lucru important într-o astfel de aventură este vremea. Spune-mi ce informații reușești să obții despre vreme și cum te influențează acestea într-o călătorie pe mare până la urmă. În astfel de aventură, cel mai important este să stabilești perioada plecării, ca să ne folosim și de vreme bună, și de curent, și de vânt. Și atunci e normal să stabilești plecările, așa cum ziceam, de la est la vest în perioada decembrie, ianuarie, februarie, cu trade winds, iar Atlanticul de Nord, să zicem, de la vest la est, să-l faci plecând din New York spre Scilly Islands, de exemplu, în vară, deci în perioada verii. La fel și Marea Neagră, nu o să ne apucăm să o traversăm decembrie, ianuarie, februarie, chiar dacă ar putea fi curenți favorabili și din cauza frigului, dar și din cauza instabilității vremii pe Marea Neagră, așa că o astfel de traversare am face în perioada iunie până în septembrie, să zicem. Ai reușit să traversezi Marea Neagră? Da, am traversat-o în 2017 pentru un echipaj de 5, stabilind la momentul respectiv recordul de 11 zile și 6 ore pentru traversare de la Mangalia la Batumi, în Georgia. Wow, felicitări! Care au fost cele Mulțumesc. Mai grele condiții meteo și totuși ai reușit să ajungi la destinație, la punctul pe care ți l-ai dorit? Păi chiar când am plecat, de exemplu, din Mangalia, în traversarea Mării Negre, am avut 3 zile de vreme nefavorabilă și am înaintat greu. Ni s-a stricat și cârma bărcii și a trebuit să mai pierdem câteva ore să o reparăm. De asemenea, la plecarea din Portugalia către Cuba, am avut o hulă care ne împingea din nord spre sud, adică spre coastele Marocului, să zicem, și niște valuri foarte neprietenoase dinspre Maroc, spre
spre nord, deci eram într-un balans total și era foarte greu de vâslit, astfel încât primele 3-4 zile au fost destul de dificile. Însă ce este important este să fii pregătit pentru vreme, pentru că, într-adevăr, îți propui într-o anumită perioadă să traversezi, dar te confrunți punctual cu fenomene meteorologice deosebite. Ai spus mai devreme, este un sport dificil. Cum reușești să-ți pregătești organismul pentru astfel de călătorie în larg? În primul rând, antrenamentele la sală sunt foarte importante și lucrul cu ambarcațiunea, ca să cunoști barca, să-ți cunoști echipajul, să vezi cum se comportă toți pe barcă. Sunt tot felul de rutine pe care trebuie să le asimilezi și să ți le pregătești destul de bine. Și să-ți cunoști ambarcațiunea foarte bine. Te ascult și sunt uimită de sportul acesta. Eu recunosc că am auzit de foarte puțin timp. Ce aturi ar trebui să ai ca să te bagi într-o astfel de aventură? Păi, gândește-te că tot ce faci pe parcursul călătoriei tale este să vâslești 2 ore, te odihnești 2 ore, vâslești 2 ore, te odihnești 2 ore. Deci astea sunt cele 24 de ore ale unei zile și se repetă de 10 ori, de 20, de 40 de ori, de 60 de ori. Cuvântul cheie, perseverență. Da, și o pregătire, să zic așa, mentală și emoțională, pentru că e ceva repetitiv. Poate să apară oricând neprevăzutul, deci trebuie să fii pregătit și pentru orice lucru, orice defecțiune, orice, nu știu, accidentare ce se poate întâmpla și că trebuie să te gândești că trebuie să ajungi în partea cealaltă cu bine. Cum te pregătești pentru 2020? Pentru 2020 ne-am propus ca pe la jumătatea lunii iunie sau început de iulie să facem o traversare în echipă de 5, să batem recordul stabilit acum 2 ani de zile. Și acesta va fi parte din antrenamentul pentru traversarea Atlanticului, pe care traversare vrem să o facem de la un continent la altul, adică să plecăm probabil din Portugalia, să mergem până în Florida. Alex, mulțumesc pentru prezența în emisiune și mult succes în continuare! Mulțumesc și eu! Acum a sosit momentul să aflăm cum va fi vremea în țara noastră. Așadar, în această noapte, în vestul, în nord-vestul țării și parțial în centru, vor mai fi intervale cu instabilitate atmosferică accentuată. Vorbim despre averse, posibil însoțite de tunete și fulgere, cu totul izolate, mai pot strânge cantități importante de apă, asta înseamnă 15-20 de litri pe metru pătrat, iar în nord-vest, vântul va continua să sufle cu putere până spre dimineață. La rafală se pot atinge viteze de 60-70 de km pe oră. În restul țării, vreme bună, cu cer variabil, însă și aici, pe arii foarte mici, pot să apară ploi de scurtă durată. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade, iată, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 5 grade, unde apare ceața. Mâine, vremea va fi frumoasă în cea mai mare parte a țării, apar ceva înnorări, iată, în vest, în nord-vest și pe la munte, însă cu totul izolat va ploua. Vântul se va intensifica cu precădere în regiunile sud-estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 30 de grade Celsius, vă reamintesc că sunt valori foarte mari pentru prima decadă a lunii septembrie. În București urmează o noapte liniștită, cer senin, iar spre dimineață în termometre vor fi 15 grade. Atât mâine cât și poimâine, vremea bună se menține, soare, nori strict decorativ, vântul nu va depăși viteze moderate, iar în aer vor fi în jur de 28 de grade Celsius. Presiunea atmosferică are o valoare de 757 mm coloană de mercur și va crește. Și la munte vremea va fi bună, soare, câțiva nori și cu totul izolat ploi slabe, vântul își va face simțită prezența, iar la amiază maximele vor porni de la 14 grade în Ceahlău și vor ajunge la 20 de grade în Stâna de Vale, în Predeal, dar și în Poiana Brașov. Și la malul mării vremea se anunță bună pentru această dată, mult soare, însă aici vântul se va intensifica, asta înseamnă că va depăși viteze moderate, în aer vor fi în jur de 25 de grade și cam tot atâtea grade și în apa mării. La nivelul întregii țări, ziua de poimâine ne aduce o vreme bună, soare, nori, dar doar prin zona montană, unde cu totul izolat pot să apară averse însoțite de tunete și fulgere. De această dată, pe parcursul zilei de miercuri, vântul se va intensifica atât în regiunile sud-estice, cât și în cele sud-vestice. La amiază, maximele plăcute vor tinde din nou spre 30 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori, iată, se vor înregistra în sud-vestul țării.
Pe final de emisiune vă propun să vedem cum va arăta vremea mâine pe continentul european. Așadar, în țările sud-vestice și în cele vestice ale continentului, atmosfera va fi însorită cu vreme bună, mai puțin în vestul Mării Mediterane, unde apar ceva înnorări și din loc în loc ploi însoțite de tunete și fulgere. Regimul termic se anunță unul plăcut, iată mai ales în Londra și în Paris, unde vor fi 20, respectiv 22 de grade. Și în sudul și în sud-estul continentului, meteorologii anunță vreme bună. Mult soare, nori strict decorativ, vântul nu își va face simțită prezența, iar la amiază se vor înregistra 28 de grade în Roma, în Sofia și 30 de grade în Atena. În țările centrale, zi frumoasă de toamnă, cu nori de vreme bună, cu totul izolat apar câteva ploi de scurtă durată, mai multe ploi anunță meteorologii în sudul Mării Nordului. Iată, la amiază vor fi 21 de grade în Stockholm, 24 de grade în Helsinki, iar în Moscova vor fi 23 de grade. Am ajuns acum la finalul emisiunii. Mâine, de la ora 18:45 de minute, vom vorbi despre vânt. În continuare, vedem imaginea zilei și rămâneți alături de TVR2. În numai câteva minute începe telejurnalul orei 19. Pe curând!